cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni, în zi de sărbătoare, zi liberă dată de statul român pentru toți bugetarii care o duc greu, având o mulțime de greutăți în momentul în care trebuie să-și încaseze salariile pe card. Pentru că e destul de complicat să trăiești așa de pe o zi pe alta cu grija zilei de mâine, gândindu-te că nu se știe niciodată cât timp să mai pot lua împrumuturi pentru salarii. Pentru că n-am auzit încă vreo instituție bugetară care să producă ceva, care să creeze o plusvaloare pentru cetățeni. Și mă refer la județul Neamț, eu nu am treabă cu alții, eu vorbesc de județul Neamț, că în rest avem numai lucruri bune. Astăzi, pentru că e sărbătoare mare, mergem și încercăm să ne ghidăm după niște percepte contemporane inspirate din Cartea Sfântă. De exemplu, emisiunea noastră de astăzi merge și se ghidează pe următorul percept. Dă și vei primi. Sau dăruiește și vei dobândi. Evident că punctul de plecare ar fi celălalt. Știți dumneavoastră cum spune în Biblie. Dar în situația noastră de acum, dacă dai când trebuie, cui trebuie și unde trebuie, dobândești, găsești un post de bugetar, cinstit, liniștit. Când simți că ai o problemă cu postul de bugetar, cinstit, liniștit și ai un salariu mare, îți iei concediu medical. Te doare capul, te doare părul tuns la coafor, te dor oasele, te dor multe lucruri, te pot durea în momentul în care știi că poți primi o pensie sub formă de ajutor medical de la stat o perioadă bună de timp, după care se schimbă lucrurile și poți reveni în fruntea bucatelor. Haideți să vedem despre ce vorbim astăzi. De exemplu, s-a întors lumea cu susul în jos. Înainte existau preoți dedicați care se duceau, se rugau pentru enoriași, făceau lucruri bune. Acum avem preoți care se visează mogul de presă, după modelul patriarhului. Și să nu credeți că o spun cu invidie sau altfel. Nu, chiar o spun cu bucurie. Pentru că am aflat că în Neamț avem se preconizează, dacă nu cumva, deja există mugurași înfloriți acolo, cel mai mare trust de presă radio din România. Pentru că la concursul de licențe pentru radio, o fundație din Neamț a depus pentru 22 de licențe de radio. E bine că mai are și altele deja depuse, e bine că cineva se gândește să întindă din Neamț în toată țara, pentru că în felul acesta județul nostru va deveni și mai cunoscut, mai ales că acolo există potență, binecuvântare de sus, dar nu de sus de sus, ci de la cei mai de sus de pe pământ, există și posibilitatea de a face bani pentru un asemenea trus de presă, pentru că poți folosi orice, inclusiv Pampers. Revenim la ale noastre lumești. Ați văzut, nu știu care dintre dumneavoastră n-a văzut festivalul dacic și, uite, mi se face din sală semn, eu da, festivalul dacic și Lada cu Zestre. Festivalul dacic merită să fie făcut, bine, puțin mai schimbate scenariile în general, dacă se poate, dar merită să fie făcut numai și numai pentru copiii care au venit acolo, s-au uitat cu foarte multă curiozitate la
dacii de la Iași veniți, senzațional echipați, legiunea romană de la Alba Iulia în frunte cu Livius Gârciu, nemțean al nostru, care i-au învățat niște lucruri și numai prin simplu fapt că au fost acolo și au văzut. Nu mai spunem, copiii au fost absolut încântați când erau întrebați ceva, se înghesuiau să dea explicații. Deci, merită să fie continuat un asemenea festival cu câteva amendamente asupra cărora nu stăm de vorbă, nu insistăm astăzi pentru că sunt rusalile și nu vrem să vină elele de la primărie pe capul nostru. Sau de la, mă rog, alte instituții organizatoare. Bineînțeles că sună și telefonul în direct, pentru că noi suntem la redacție, nu răspundem astăzi. Alături de festivalul Dacic, într-o fericită îmbinare de evenimente, a fost Lada cu Zestre sau de Zestre, depinde. Și aici merită să menționăm un nume, Florentina Buzenski, să-i spunem așa, custodele Muzeului de Etnografie din Piatra Neamț, pe mâna căruia au venit foarte mulți dintre cei care au expus produse la acest târg al meșteșugarilor, un târg al meșteșugarilor care chiar merita văzut, cu oameni extrem de bine dotați în prezentarea pe care o făceau pentru vizitatori. Nu discutăm aici că unii au ținut neapărat să facă remarcați întârziind la deschiderea târgului, ca lumea să-i poată veni în toată splendoarea lor. Astea sunt de acum mici coscării administrative și de imagine de care poate ar fi bine să se debaraseze respectivii, pentru că a te lăsa așteptat când sunt oameni undeva nu denotă neapărat că ești important, ci poate să denote și altceva cu trimitere spre perioada copilăriei și a școlii incipiente. Acum că tot am vorbit de festivalul Dacic, vrem să facem și noi o propunere primarului Chitic din Piatra Neamț, o propunere cu care noi suntem de acord și ne gândim foarte serios dacă nu ar fi cazul chiar să deschidem un fel de acțiune publică pentru asta. De exemplu, pe modelul bătăliei dintre daci și romani, am putea să facem un fel de bătălie, evident, fără spade și pistoale, între poliția locală și un grup de copii de la clasa a 5-a, a 6-a, de la școlile generale din Piatra Neamț. Ce bătălie? O să vă întrebați, ce bătălie? Niște copii cu niște polițiști atât de dotați cum sunt cei de la poliția locală? Simplu, un traseu din care se dă proba de educație fizică și sport, făcut pe platou, în aplauzele mulțimii, să-i vedem pe polițiștii locali cum se rostogolesc, cum sar peste niște obstacole de 40 de centimetri, cum aleargă măcar 20 de metri fără să fie nevoit să pună un aparat de respirație la gură, cum se urcă pe o frânghie, cum fac 5 tracțiuni la bară. Ar fi buluc de lume, gândiți-vă câtă lume ar veni să-i vadă pe acești polițiști. Bine, normal că ar trebui să asigurăm și paza la chestia aceasta, această acțiune de anvergură. Poate se găsește vreo fundație, Genac Vila, sau o altă fundație, nu știu, poate doamna Gogu Craiu de la consiliera care se ocupă cu genul acesta de fundații, face un program de finanțare pe o asemenea acțiune. Garantez că ar veni toți copiii din toate școlile pe platou, ar veni și rudele copiilor, bineînțeles că ar veni, dar poliția locală să fie obligată să participe de la șef până la ultimul angajat să facă acest traseu. Și atunci vă dați seama că ne-am dat seama și noi cât de bine suntem apărați, cât de bine suntem reprezentați și, bine, trebuie să facem și o mică paranteză, trebuie două trasee. Un traseu pentru angajații până la vârsta pensionării și un traseu pentru angajații pensionați.
deja care lucrează în poliția locală. Gândiți-vă, ar fi foarte interesant un asemenea spectacol pentru tot ce înseamnă populația municipiului Piatra Neamț și a județului Neamț, pentru că s-ar putea extinde după aceea și la nivelul municipiului Roman, la Târgu Neamț, polițiștii locali. Apropo de Târgu Neamț, vă aduceți aminte doi polițiști care au fost prinși băuți în timpul programului? O păsărică ne-a șoptit că ei n-au băut chiar oriunde. Au băut chiar oriunde și nu singuri. Au băut cu un șef. Și unde au băut? Într-o locație care se cheamă sediu. Și când au fost prinși? După ce a plecat șeful. Șeful a plecat și ei au ieșit să meargă în treabă. Cineva probabil a anunțat poliția cealaltă și a prins. Interesant ar fi să vedem cine s-a înscris pentru posturile celor doi să le ocupe. Dacă o fi vreo ruda șefului, ne gândim cumva la o mică premeditare. Dar măcar pot pleca fericiți, au băut băutura șefului înainte de a fi dați afară din poliția locală. Mergem mai departe. Ce am putea noi să mai spunem azi în zi de sărbătoare? Nu mare lucru, că nu prea este presă azi. În schimb, trebuie să semnalăm două materiale din presa online. Ele, într-un fel, se leagă, pentru că, în definitiv, despre oamenii mari vorbești și de bine și de rău, pentru că ei înțeleg. Vorba fostului primar de la Piatra Neamț și încă primar la Alexandru cel Bun, Ion Rotaru. Lasă-vă să scrie ce vor despre mine, că înseamnă că încă exist. Deci, mai dăunăzi, într-un site local, apărea un material răutăcios, despre o mașină a prefecturii care, în loc să ducă la prefectură, a făcut niște ocoluri, așa, prin la cubul copiilor, a coborât pe niște străzi și a oprit intempestiv, așa, în fața unui liceu, a coborât un copil, s-a dus la liceu și după aceea mașina prefecturii a ajuns fix la prefectură și din mașină au coborât, bineînțeles, șeful instituției. Colegul de presă care a zis, este răutăcios. În definitiv, ce ar fi putut să facă în condițiile de astăzi un prefect care are de dus un copil la școală? Păi vă gândiți dumneavoastră că de la prefectură până la liceu cu pricina sunt vreo 300 de metri, așa, cum să spun, dacă treci de pe un trotuar pe altul până ajungi acolo de vreo câteva ori, în condițiile în care e periculos pentru un membru al familiei să meargă pe jos, sunt pericole, sunt tot felul de atentate, sunt tot felul de lucruri. Ce ar fi vrut? Deci este absolut normal. Și ca dovadă că lucrurile stau așa, citim într-un alt site local un material care, sincer, te înduioșează în totalitate, pentru că ne dăm seama că noi nu înțelegem în totalitate schimbările care se produc în mentalitatea unor oameni numai și numai după ce se schimbă un șef. De exemplu, materialul este absolut senzațional, nu poate fi citit oricum, el trebuie să-l citești obligatoriu cu o floare în mână, păcat că nu avem trei, dar e bun și cu o floare în mână. Deci, floare pe post de microfon. Schimbare de mentalitate la prefectura Neamț. Daniela Soroceanu, mai aproape de problemele cetățenilor. Vă dați seama că dacă ești aproape de problemele cetățenilor, trebuie să te deplasezi și repede. Ca să înțelegi toate problemele cetățenilor, trebuie să folosești absolut toate căile pe care ți le dă funcția. Și citim, nu știu dacă reușim să citim exact așa cum merită un asemenea material, dar ne vom strădui. Au trecut două luni de când noul prefect al județului Neamț, Daniela Soroceanu, a depus jurământul. Două luni în care noua echipă a instituției prefectului încearcă să se apropie mai mult de problemele oamenilor.
Cel puțin așa reiese din acțiunile atât în situații de criză, vezi cazul tragediei de la Vișoara, în situații care privesc activitatea administrativă, situații ce privesc exerciții de mobilizare în scopul prevenirii unor dezastre, cum se apropie doamne la chestia asta, n-am înțeles, dar cine știe, și în primul rând comunicarea cu cetățenii în mediul online, deci comunicarea cu cetățenii în mediul online, v-am spus eu că toți politicienii se retrag în online, o să spuneți că prefectul nu este politician. Prefectul este principalul politician din județ în momentul acesta, din județe, pardon, ca să nu spun de județul Neamț. Așa, deci, comunicarea cu cetățenii în mediul online prin crearea unei pagini de Facebook pe care primește diferite sesizări și informări. Deci rețineți, nu oricum, sesizări și informări pe Facebook, nu știm dacă pe privat sau pe public, da, sigur le primește. Așa, și mergem mai departe materialul, aflăm că inițial guvernul ăsta, slăbuț guvernul, a dat doar 4.000 de lei pentru victimele accidentului de la Vișoara, așa că doamna prefect Daniela Soroceanu s-a implicat și a reușit să convingă guvernul să ofere un ajutor suplimentar de încă 6.000 de lei pentru fiecare familie. Și urmează o declarație a doamnei prefect. Sunt copleșită de susținerea și încrederea pe care mi le-ați acordat. Am constatat că cetățenii județului caută sprijin în rezolvarea problemelor, contactându-mă în ultima perioadă tot mai des pentru a le oferi ajutorul. Trebuie să ne oprim aici. Cum se poate să avem atâția cetățeni care cer ajutorul prefectului când sunt instituții la care, bine, instituții, multe dintre ele aflate în subordonarea instituției prefectului sau în coordonarea instituției prefectului, care ar trebui să-i ajute pe cetățeni. Avem consilii locale, avem consiliul județean. Cum e posibil ca aceste instituții să nu-și facă treaba și toți oamenii năcăjiți să se ducă doar la prefectură, să ceară ajutorul prefectului? Începem să ne gândim că poate nu s-a făcut tot ce trebuia în fosta instituție în care este acum, în care lucra acum doamna prefect. Este o problemă. Și urmează continuarea mesajului. De aceea am luat decizia să vin în întâmpinarea dumneavoastră, creând această pagină în scopul unei comunicări deschise și transparente, primind astfel în timp real sesizări și informări despre problemele cu care vă confruntați. Este mesajul care sunt întâmpinați cei care doresc să transmită un mesaj prefectului județului pe pagina de Facebook. Trebuie să facem mențiunea că acest mesaj a apărut la 2 luni de la depunerea jurământului. Vă dați seama că doar în 2 luni de zile s-a schimbat o mentalitate. Vă dați seama că doar în 2 luni de zile s-a creat o pagină de Facebook. Și tot în 2 luni de zile au început să fie rezolvate problemele pe pagina de Facebook. Acum, o să-mi permiteți, vă rog, să caut pe net. Inițial am vrut să facem niște sesizări pe pagina prefectului cu privire la consilierii județeni care au contracte cu Apa Serv, dar lucrul acesta credem că nu se poate, pentru că n-a fost sesizată actualul secretar al Consiliului Județean, care la rândul lui nu a fost sesizat cu dovezi despre aceste incompatibilități. Da. Am vrut să facem și alte sesizări pentru instituția prefectului. Poate n-ar fi rău ca prefectul de Neamț să se implice în rezolvarea ilegalităților cu vânzarea locuințelor de la Maivânchir. Poate prefectul de Neamț
se poate implica și în alte lucruri, de exemplu, am putea face o sesizare în numele cetățenilor, să rugăm prefectul de Neamț să intervină pentru realizarea unor căi de acces, infrastructură se cheamă, undeva așa, între Bacău și Piatra Neamț. Că tot ne-au aburit toți și tot pe același drum mergem. Și alte asemenea lucruri care chiar îi interesează și îi dor pe cetățenii județului. Dar încercăm să vedem dacă reușim, în timp util, să nu vă supărați pe noi, dar noi lucrăm în direct. Mesaje, ziua de naștere, să vedem cum sunau la vremea aceea, dar nu vrea să meargă. Naștere. A cui? O să spuneți a cui? Noi am avut conducători întotdeauna foarte iubiți de români prin mesaje. Atunci nu era Facebook-ul. Se trimiteau mesaje de la oamenii muncii pentru conducători. De exemplu, o fostă conducătoare a țării a primit un mesaj de la Consiliul General al Uniunii Generale a Sindicatelor, cu ocazia, nu a două luni de activitate, ci a mai multor ani de activitate. Noi ne dorim să trimitem și noi mesaje cam peste câțiva ani de același tip doamnei prefect, indiferent în ce funcție s-ar afla. La acest moment aniversar, când într-o unitate de gând și vibrantă simțire întregul nostru popor cinstește ziua dumneavoastră, două luni de la instalarea în funcție, sărbătoare de inima județului, îngăduiți-ne să vă adresăm în numele zecilor de mii de oameni ai muncii, membrii ai sindicatelor din Neamț, cele mai alese sentimente de stimă, respect și prețuire, fierbinte urare de luni multe în fruntea prefecturii, în deplină sănătate și fericire, alături de tovarășul dumneavoastră de viață. Vă aducem un cald și respectuos omagiu muncitoresc, exprimându-vă întreaga admirație pentru eroica dumneavoastră inițiativă de a deschide o pagină de Facebook în care să ne rezolvați problemele, chiar și acelora care nu avem posibilitatea să accesăm Facebook-ul din motive mult mai simple. Nu prea avem bănuți ca să trăim. Deci, cam acestea ar fi modelul de mesaj care poate fi trimis la 3 luni, la 4 luni de la depunerea jurământului, la 5 luni de la depunerea jurământului, către conducerea prefecturii pe pagina de Facebook. Și că tot vorbeam de dă și vei primi, am aflat pe surse, nu știm exact dacă lucrurile se vor finaliza, că la Onor, instituția numită Consiliul Județean, se dau foarte multe concursuri. Toate sunt pe bune, deci nu putem să spunem, pentru că dacă dai concurs, vei primi și post. Pentru un post, nu foarte mare, dar important, că-s bănuți de la bugetare, așa știți, vin acolo, se pare că locul întâi ar fi fost luat de o doamnă cu un nume interesant din zona Romanului, care este sora unui domn interesant din zona Romanului, care este prieten apropiat cu o doamnă din zona Romanului, care nu mai stă nici în Neamț, nici în Roman, e plecată prin alte țări, și care, doamnă inițială, cea care a dat concursul și a luat nota cea mai mare, ar avea niște probleme de natură, hai să-i spunem, legată de codul penal. Vechiul cod penal, nu știu dacă e de nou cod penal, că e mai greu, complicat cu nou cod penal. Adică niște condamnări, niște chestii de genul ăsta. Deci, mergem mai departe. Dă și vei primi. Sau cunoști pe cine trebuie și ajungi unde trebuie. Cele bune, o zi frumoasă să aveți astăzi cu toții. Nu uitați, când treceți prin fața instituțiilor de partid și de stat din Neamț, mergeți cu câte un trandafir în mână și accesați pagina de Facebook. Cafeaua de dimineață.
dimineață. Ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta